Ne reîntâlnim și astăzi cu cele mai importante evenimente ale zilei și aflăm că în anul 1711, la data de 2 aprilie, a avut loc tratatul de alianță dintre Moldova și Rusia, încheiat la Luțk, între Dimitrie Cantemir și țarul Petru I. Acest tratat prevedea o alianță militară anti-otomană, dar prin el se recunoștea totodată și domnia ereditară în familia cantemireștilor și autoritatea absolută a domnului. Motivul semnării acordului a fost dorința lui Cantemir de a scăpa de sub jugul Imperiului Otoman. Cele 17 articole enumerate în document repetau în mare măsură acordul semnat de mitropolitul Gedeon în anul 1686, în urma căruia mitropolia Ucrainei trecea sub jurisdicția Bisericii Ortodoxe Ruse. Principatul Moldovei trebuia să recunoască puterea supremă a Moscovei, păstrându-și statutul de independență precum și tradițiile neamului. Privilegiile boierimii însă nu s-au schimbat. Moldovei urma să îi se retrocedeze teritoriile acaparate de turci și transformate în raiale. Acordul a fost salutat de majoritatea populației Moldovei, deși unii boieri optau pentru rămânerea sub influența otomană. Prin tratat, Rusia se angajează să sprijine Moldova împotriva Imperiului Otoman, iar Moldova se va alătura cu oastea sa Rusiei în lupta împotriva otomanilor. Moșierilor ruși li se interzicea să achiziționeze pământuri și să-și strămute aici țăranii obagi din regiunile interne ale Rusiei. Țările românești rămâneau pe deplin suverane și în politica lor externă. De asemenea, tot pe data de 2 aprilie, în anul 1939, apare săptămânal la București revista România Literară, sub conducerea lui Cezar Petrescu. Dintr-un început, trebuie să specificăm faptul că au existat mai multe reviste intitulate România Literară în istoria presei românești. A fost mai întâi România Literară a lui Vasile Alexandri, care a apărut săptămânal la Iași de la 1 ianuarie până la 3 decembrie 1855. Cea mai longevivă revistă, România Literară, a fost a lui Liviu Rebreanu, apărută săptămânal la București între 20 februarie 1932 și 6 ianuarie 1934. Revenind la apariția despre care vorbim, revista România Literară, apărută sub conducerea lui Cezar Petrescu, aceasta a pus accentul pe modernitate și pe literatură, deși în plină epocă de război, o serie de scriitori și filosofi se străduiau să înregimenteze și literatura la corul propagandei.